pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Sunt prezenți toți membrii Consiliului Local, așa că ședința este legat constituită și putem începe. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum am fost informați, în ordinea de zi avem, cred că, tot vis-a-vis de numărul de proiecte. Avem 6 pe ordine de zi, 5 suplimentări și pocuri diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Proiect de hotărâre în punctul 28 privind aprobarea nivelului valorilor impozabile, impozitele, taxele locale și sancțiunile pentru anul fiscal 2024. Vreau să ne spune ceva, domnul primar? Se înscrie cineva la cuvânt? Domnul Orteanu. Două aspecte la acest proiect. Eu înțeleg că procedura asta e, că se ia indicele de inflație de la anul precedent, la sfârșitul anului precedent, pentru anul următor, în vederea stabilirii impozitelor pentru anul viitor. Eu spun așa, că noi trăim acum în 2023, ce va să fie în 2024, e greu de... Adică putem să ne dăm cu părerea, dar greu să și nimerim. Fa pentru care, bine, că nu vă scot dumneavoastră în putere, procedura ar trebui schimbată. Venind dumneavoastră cu proiectul ăsta de hotărâri, stufos de altfel, e bine să fie așa, impozite și taxe pentru toate cele necesare. Am mai spus-o în anii precedenți. Bine ar fi fost dacă se venea comparativ cu o idee la câteva repere din impozitele și taxele ce trebuie să plătite de către oameni, deci o situație comparativă, să zicem așa, anul 2023 în care ne aflăm și ce va să fie propunerea dumneavoastră pentru anul 2024. Adică, acum o să spun, bine, domnul Orfeanu, dar de ce n-ați luat biblioteca din Alexandria, că anul trecut ați avut documentele? Este așa ceva? La referată. Da. Da. Deci, cu 13 euro, nicio altă. Doamnă, referitor la... Doamnă... Un exemplu de cadrul ipotetic la o proprietate sau... Da, categoric, pentru că acum noi trebuie să stăm să... aplicăm, facem regula de 3 simplu, pentru cu 13,8 asta indicele dat de INS, că o altă problemă ar fi că luăm în discuții acest indice de INS. Eu în viața mea m-am plimbat pe la această instituție și știu cam ce înseamnă, cât este procentul de adevăr din ceea ce se trâmbițează pe piață. Și a doua chestiune, domnule, încadrarea în zonele, în zonele localității respective, cele 4 zone, A, B, C și D. Eu mă întreb la un lucru și am spus-o, nu vă stă dumneavoastră, poate codul nu, administrativ și altele legislația. În schimb, va trebui odată și odată să stabilim lucrurile respective. Nu este corect ca un cetățean care e dintr-un sat anume, zicem Boiște sau Vrânceni, în care are o zonă de încadrare, zona B, comparativ cu un alt cetățean dintr-un alt sat, în care la încadrarea celor doi, în aceeași zonă, respectiv B, se plătesc același impozit și am să spun și de ce. Pentru că nu se, în încadrarea pe zone nu se ține cont de absolut toate cele necesare, adică toate beneficiile cetățeanului respectiv. Că drumurile sunt sau nu asfaltate, că ulițele sunt sau nu, străzile, să nu le mai spun ulițe, sunt sau nu asfaltate, că are apă sau nu are, că are canalizare sau nu are. Deci odată și odată, dacă ar fi ca să fim drepți,
cu concetățenii noștri, ar trebui în viitorime, eu fac o propunere să țină cont de acest lucru. Vă mulțumesc atât. Se mai scrie cineva la cuvânt? Eu vreau să spun două cuvinte și după dacă ați urmărit aia, s-a scos de tot taxa poliției locală, taxa PSI și taxa iluminată. Alea le-am anulat. Adică le-am scos de tot, nu mai apare. Poliția locală de anul trecut, acum PSI-ul și cu iluminat. Acolo am putut umbla și le-am scos de tot. Atât. Și cotele la nerezidențial. Supunem la vot. Cine este pentru? La cine cineva? Este cineva împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 32 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și fază proiect tehnic pentru obiectivul de investiții modernizare a în asfaltare în statele Strada de Gare și Căruiești, din comuna Căruiești de Bacău. Aveți să ne spuneți ceva, domnul primar? Care este acest proiect? Sunt captele de pod de care am discutat, le depunem pe gal, pe afir. Adică podurile care au fost făcute pe PNDL se va uni de drumul județean, căiți pralea, deci la pralea Slavidea și la căiți de drumul comunal. Să-mi scrie cineva la frumos? La acest proiect, dumneavoastră spuneți că în casă, de drum, la podurile respective. Noi de foarte multe ori uzăm în cuvântările noastre de un termen care se cheamă prioritizarea lucrurilor. Dacă însumăm cele trei capete sau cele trei porțiuni care le propuneți dumneavoastră la asfaltare, se apropie de un kilometru. 390 de metri, 196 de metri, 386 de metri și așa mai departe. Nu este cunoscut, cred, majoritatea dintre noi, faptul că există un proiect pentru modernizarea unor drumuri axiale sau drumuri de legătură dintre localități. Revin la drumul național Heltiu, după aia continuarea de la Vânceni către Florești și Vânceni sat, porțiunea aia și, în ultimă instanță, Boiște. Nu am uitat nici de drumul Mărces, dar acolo cred că va mai dura mult, pentru că nici lărgimea nu e stabilită. Domnule primar, nimic împotriva facerii unor lucruri pe care dumneavoastră le propuneți, numai că nu odată v-am rugat frumos din inimă, din toată inima v-am rugat să țineți cont, să prioritizați aceste lucruri. Nu e prima dată când veniți cu deal de un kilometru din asta. Aproape, în totalitate este asfaltat pe penă, Bidar se asfaltează mereu, pralea se asfaltează mereu. Domnule primar, nu sunt sate, doar trei sate. Sunt 9 sate. Nu vă îndreptați și către aceste lucruri. Și acum îmi spun un lucru. Peste apă, dincolo peste apă, sunt două tronsoane. Unul de 2,7 km și ăla de 1,7. În atâta amar de vreme, de când sunteți primar, în cele două legislaturi pe care le-ați prins, nu am făcut aproape nimic. S-a făcut acolo proiectul vechi, care era înainte de aprilie, dumneavoastră prima. Asfaltarea Heltiului, atât. Și eu îmi spun atât, mă întreb acum, n-ar fi fost oare normal ca un tronson, unul din ala, prima dată, primul mai mic, 1,7, să vă fi îndreptat atenția. Și acum vă întreb, când aveți de gând, când noi cu toții, hai să zicem așa, când va intra pe în linie dreaptă și aceste două tronsoane de drum? Pentru că dacă stăm, eu mă repet, de un drum din ăsta la care mă refer eu, din cele două tronsoane, ar beneficia, beneficiază 4 sate, domnule. La o uliță din aia, locuitorii de acolo, musafirii, rudele, când se duce la hrană. Și așa mai departe. Deci,
Haideți să ne îndreptăm și către lucrurile. Plus de asta, nu v-ați săturat de câte ori, eu personal știu de câte ori v-am sunat, în evidență, ca să interveniți cu autogrederul și cu lucrări necesare de întreținere la drumurile neasfaltate. Mă opresc aici, dar rugându-vă frumos să ne spuneți când se va întâmpla lucrul ăsta, că dacă o să... Dar am o rugăminte. Să nu mai procedați cum ați procedat în anul precedent. Ați spus că stați, domnule, așa săptămâna viitoare, drumul respectiv cu Bicina va fi preluat de către Consiliul Județean și să apucă ei și-l fac și nu știu ce. A trecut, se face anul. De când ne-ați povestit chestia asta, se împlinește anul. Eu, încă o dată, vă rog frumos, țineți cont și de doleanțele locuitorilor din satele respective și dacă e posibil acum să-mi dați un răspuns, vă mulțumesc cu anticipație. Mulțumesc atât. Să mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 33, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău pentru anul 2023. Aveți să-mi spuneți ceva? Să-mi mulțumesc? Să-mi spune cineva la cuvânt? Doamne, câteva cuvinte și aici. Eu mă întreb la asociația asta intercomunitară, care au fost beneficiile UATE Căiuți în ultimii ani. Cotizații dăm, plătim în fiecare an. Care sunt, deci dacă puteți să îmi spuneți, aș fi foarte bucuros. Toți suntem la ADIS. Vreau să vă spun că, din păcate, proiectul de din ședința anterioară... Proiectele din ședința anterioară care am respins ajutarea au trecut tacit, că noi am fost 12 din cele 65, 12 comuni care am respins. Ceilalți au trebuit asta. Și? S-au obținut. Și noi am avut surprize că am... aflat, da. Asta e. Știți prea bine că am discutat la ședința anterioară de proiectul respectiv. Tot la ADIS era. Deci, 12 comune au fost... Deci, oricum noi ori fără nu? Da. Asta e. Asta e. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă nu știu la... Este cineva împotriva? Proiect de hotărâre numărul 34, privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei cu Județul Bacău pentru perioada 2022-2027. Aveți să-mi spuneți ceva? Nu știu cineva la pământ? Îmi cer scuze. Nu vreau să mă localizez această ședință, dar am câteva lucruri. Acest proiect, ne cere nouă să aprobăm strategie. În afară de termenul compost pe sună la strategie, nimic concret în cele 9 domenii pe care dumneavoastră v-ați apucat să le înșirați aici. Respectiv infrastructură, protecția mediului, asistență socială, educație, cultură, sănătate, turism, tineret, dezvoltare economică. Dacă încep de la 1 la 9, ar dura iau pe sărit. La dezvoltarea economică, așa ziceți dumneavoastră, revigorare și diversificarea economiei locale. Ce revigorare? Ce avem? Și mai avem. Nu mai avem nimic, aproape. După aia, ziceți-o, diversificați.
La punctul 1 spuneți dumneavoastră îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei. Păi îmbunătățirea structurii fizice, la o privire rapidă, într-adevăr, da, s-a mai făcut. Ce ați făcut? S-au făcut, respectiv, asfaltările alea de ulițe, podețele care s-au făcut cum s-au făcut, s-a reabilitat dispensarul pe linie de sănătate. La sănătate, la dispensar, sunt probleme. Au fost și vor mai fi. La infrastructură, nu aveți la ora actuală ceva în vedere, adică asfaltările, am vorbit în proiectele precedente, că nu le prioritizați, apă și canal, noi nu am încăput la programul celor 438 de milioane de euro. Sunt alte comuni care se laudă și au fost invitați de către stăpânirea județului la demararea lor, la gaz, la gaze naturale așiște. De fiecare dată când ați întrebat, când ați fost întrebați, de fiecare dată ați spus că suntem în cărți, suntem în cărți. Cum suntem oare noi în cărți dacă alții au demarat și demarează lucrările în domeniile respective, iar noi nu suntem pe acolo? La educație, dezvoltăm infrastructura. V-ați îndreptat să și repartizați bani către școala Bundat, să o reabilitați pe aia. N-ar fi fost oare mai bine și mai potrivit să ne canalizăm pe îndreptarea sumelor respective pentru proiectul ăla, să demarăm, să facem ceva pentru cele 6 săli de clasă și sala de sport la școala de centru, că ăsta e viitorul. Luăm fiecare, domeniu în parte, vedem în strategia dumneavoastră, în referatele înaintate de către angajații primăriei, vedem doar așa. Vom așa, prin promovarea potențialului, dezvoltarea infrastructurii, vom și vom. Sunt generalități și tare frumos ar fi fost dacă în loc de aceste generalități, dumneavoastră ați venit cu o prioritizare. Dom'le, ce am făcut până acum? Nu știu, am făcut bine sau rău, sunt alții care trebuie să ne judice, dar de acum încolo, haideți să ne canalizăm, să ne îndreptăm puținii bani care vor fi și mai puțini, că asta e durere. Din ce în ce, vedem că țara e mai sărăcită, împrumuturile vin în valuri. Se mai scrie cineva la cuvânt? Vă mulțumesc. Domnul Matei, răspunde. Când cuvântul strategiei presupune ceva, că îți propui ceva pentru viitor. Într-adevăr, aici ce este, nu este nimic concret. Chiar aici se spune, strategia de dezvoltare a comunei Cânzii reprezintă un document cuprinzător care exprimă valorile comunității locale și stabilește obiective de dezvoltare. Păi nu avem niciun obiectiv, decât la general. Din obiectivele astea, conturând viziunea asupra viitorului comunei, indicând direcții de dezvoltare și punctând traiectoria evoluției prin succesiunii de proiecte. Aș fi vrut ca să văd în 2027, concret. Asta e. E concret, acolo dumneavoastră aveți... Voi, domnul, dați-mi și mie voie, vă rog frumos, dumneavoastră, poate să întreabă conținutul ăsta local, Domnul Matei, haideți să venim cu alaltul, sunteți de acord ca să venim cu cel vechi, dacă ăsta e butonat acum nou, și să facem o analiză la ce era trecut acolo și să bifăm ce-i făcut și ce nu-i făcut, cu siguranță se va întâmpla și același lucru. Bun, deci am pierd cel bun în ce mă privește, deci este separat documentul. Asta doream, mi se părea că aici era generalizat, deci este un document separat care are cu termene, cu proiecte, da, are cu sens. Se mai spune cineva bun? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva?
Este cineva împotrivă? Abținere și votul împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 35 privind aprobarea modificării prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare și cu apă și canalizare pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din subordinea Consiliului Local Păiuț. Aveți să vă mulțumesc să ne spuneți ceva de la tine acest proiect? S-a mărit, am înțeles proiectul, nu? Nu, noi am făcut propuneri la NRSC. Din propunerile noastre au diminuat. N-am făcut un calcul cât la sută, dar și 3,80 ceva la apă și 4,70 ceva la apă. Fără TVA. Fără TVA. Fără TVA. Da. Dar noi am cerut, atunci am păsit 5,67. Și acum, prețurile sunt aprobate, înțeleg? Da. Avizate. Avizate de a ne-a avisat. Noi trebuie să le aprobăm. Da, de ce nu sunt avizate, nu sunt aprobate. Avizate de a ne-a avisat. Nu putea, nu putea. Adoptare. Cauza este că s-a abonat mult mai puțin la apă. Și cauza este prețurile mai puțin abonat. Dacă îi abonați mai mult, scade. Corect, am înțeles în parte. De aia nu înțelegeam. Da. Vis-a-vis de apă, domnule Bac. În 2021, noiembrie, de aceea nu mai țin minte, am venit cu propunerea de 60 de lei în două tranșe pentru cetățeni, că era pe minus serviciul de apă, în fine. Și la timpul ăla v-am spus, domnul primar, haideți să facem o investiție în apometri, în pierde, să le luăm de la A la Z, să analizăm, să vedem ce trebuie făcut. M-ați luat în derete. Acum veniți cu majorări. Am văzut că vreți să dați un miliard să investiți în ce? Nimic concret, nimic, totul la val și totul în vânt. Mărim, dar nu investim, nu urmărim în pierderi, de furturi, etc. Uite, citiți, da, mulțumesc, am citit. Miliardul care spune, da, știu, dar de ce mărim și după aia investim? Trebuia investit și dădea acolo plus valoare și nu mai măream și încasam și iar mărim și iar încasam. Am văzut despre ce vorba, eu unul mă abțin. Să mai scrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Două abțineri și împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 36 privind însucirea dispozițiilor instituite de aplicare cu vederea articolului unic al legii numărul 103 din 2023, privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 115 din 2022, pentru completarea articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 103 din așa, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor alte normative. Aveți să ne spuneți ceva, domnul primar, tema acest proiect? Nu? Se scrie cineva la cuvânt? Aici nici nu, proiectul ăsta nici nu trebuia supus, adică cu sau fără voturile noastre, e o dispoziție conform unei legi. Imperativă. Și cu sau fără luarea, însușirea, nu, cu sau fără însușirea de către mine, asta zonă nu contează. Și Natalia, situații mari. Dar mie nu trebuie să fiți însușiți, numai să ne luați cu știință. Nu trebuie să însușiți. Nu! Privind însușirea. Privind însușirea. Privind însușirea. Acolo 2 este o hotărâre care blochează. Se abține cineva? Cineva împotrivă? Două abțineri.
Proiect de hotărâre numărul 37 privind includerea teritoriului comunal Săriuț în parteneriatul LIDER, GAL Valea Totușului, pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027. Puteți spune despre ce este vorba aici? E o finanțare prin archet pentru strategia de dezvoltare a GAL-ului, care trebuia să fie aprobată de fiecare comun membru. Suntem membru GAL din 2008-2009, nu mai știu. 2008. Și ce dai? Am avut ceva, am avut ceva finanțări și în mandatele anterioare și acum avem GAL. Care este? Ce nu era ce? Sau ceva? Nu vă spuneam, drumul pe lângă DCFR, baza sportivă de aici, drumul care este la Pralea prin pădure. Iluminatul la Pralea. Iluminatul la Pralea. Transformatorul. Da, da. Și ce mai e? Au fost ceva pe Asociația Călutul și câțiva privați care au depus proiect și au... Oricum, sună bine. LIDER, GAL Valea Totușului, LIDER, GAL Valea Totușului. Sună bine. SDV. Și dumneavoastră puteți accesa fondul de acolo. Pentru orice afaceri. Dacă duceți un proiect corect... Să punem la vot. Cine este pentru? Să pune cineva? Da. Este cineva împotrivă. Și am consecvență, să mergem la vot. Proiect de hotărâre numărul 38 privind implementarea proiectului modernizare a străzii prin asfaltare în satele Pralea, Vidar și Căiuș, din comuna Căiuș, județul Bacău. E același cu acela. Da, da. Cum va fi depus pe gaz? Uite, și ăsta, nu depunem tot pe gaz, domnul Chiam. Este okay. Ceva la cuvânt? Cu altii de deci, care este rezultatul față acelea? Punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 39 privind aprobarea unor reglementări necesare pentru eficientizarea activității serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comuna Consiliului de Consiliul Local Căiuț. Mulțumesc, mai ceva despre acest proiect? Nu. Nu aș trebui să faceți propuneri de doi consilieri, nu? Local, doi, trei consilieri care se fac parte din comisia. Da, Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuț propune înființarea unei comisii, aprobarea planului de acțiuni și 3, alocarea sumei de 100.000 de lei. Astăzi, ca proiect, ni se propune un nou plan de acțiuni, nu și suma de 100.000 de lei. Sunt deja. Cum? Sunt în buget. Sunt pe lista de investiții. Noi când am făcut, am creat bugetul la începutul anului. S-a prins un miliard. Nu mai era cazul să mai existim și aici. De ce? Așa, a doua problemă, aici la anexa 1, cred că e asta, achiziționarea apometrei și contorilor. Pe anul 2023, cred că e vorba de trimestru, 2, 3 și 4, da? Da, nu era părit să spun, doamne, câte apometri sunt, câte vani, cât e rubineți, cât e asta, cât e apometrele... Adică cât e investiția, cât se ridică investiția. Dacă vorbim de apometrele principale, apometrele pe bazin și pe coloană, nu vorbim de apometrele de la oameni, de la consumatori. Vorbim de vanele principale de la cămine, care sunt din când sunt și toate curg. Deci pentru asta este vanele... A închis satul Popeni, închis strada aia, la fiecare colț de stradă, în cămine sunt vani, dar care este de 2006. Am înțeles asta, dar era părere spus, dumne, atâtea sunt vanii principale, dacă au mici principale, atâtea alea. Da, trebuie identificat. A, deci nu se știe, de aia se face comisia pentru vederea asta. Exact. Necesară. După ce stabilim, vedem ce trebuie. După aia faci un devin și spune asta acolo. După aia se atingenează, am înțeles. Bun, mulțumesc. Nu scrie cineva la cuvânt? Faceți propuneri de 2-3 consilieri. Ce zic? Mare, că spui ce e pe care? Propunem unul. Cine ați propus pe domnul Mare? Da, domnul Mare. Ce-i la cuvânt? Domnul Mare. Să?
Apropo, nu neapărat neobligatoriu să fiți, dar măcar prin rotații, de asta pune să fii trei. Că o să fie vigile obligatoriu, care e pus, care a zis că e pus în aia, o să fie omul de la apă, o să fie și prin rotații, măcar să fie și cât un consilier să facă, ce vorbă. Domnul consilier Buliga, pensionar, are... L-a pus pe Buliga, azi, mare, aia puneți unul. De două ori, puneți unul. Corect, eu dau un pic. Aaaa, din mișcare, colo-colo. Păi, pe stor, scrie... Domnul Mărcuți, da, spuneți cu ăsta. Domnul Mărcuți. Nu, trebuie să mă cer cu ei. Aveți cunoștințe, de cauă. Dar de ce trebuie? Vedeți problema. Trebuie să mă cer cu ei, că investita asta trebuie acum 2 ani, nu trebuie. Dar nu contează când o faci, contează să o faci. Domnul Mărcuți, dacă îmi bagă să faci așa, nu. Niciodată nu-i trebuie. Exact, așa te oprim în cinci. Așa, așa. Eu sunt de acord, merg la aici cu plăcere. Și eu. Dar nu neapărat o idee, o treabă, aici așa, aici. Aici era ideea. Gata, mă. Mulțumesc. Mă duc o părică și domnul sos. Supun în altă. Cele trei grupuri. Cine este pentru? De atunci cineva? Aputivă? Ține pe fără, nu cine trebuie posibil. Patru abține. Da, da. Scuze-mă. Proiectul tot. Am înțeles, asta e propunerea. Am înțeles. Asta e pentru comisie. Da. Supunem la vot proiectul numărul 39. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 40. Împotrivă, da. La chemarea apă, de ce să votez? Sau așa sau nu? Proiect de hotărâre numărul 40 privind reorganizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din subordinea consiliului local și al comunei Căiuri, județul Bacău. Ne puteți spune ceva, domnul primar, cu chemat acest proiect? Am luat un pic la reorganizarea personalului, să-i spun, ca să înțelegeți. Cum ar fi un organigram. Și până o să, dacă se pune pe picioare serviciul, o să funcționăm în felul ăsta. Hai, numai la personal. O doamnă de la mă să fie referent. Sunt ăsta, sunt un drag muncitor. Șef serviciu, administratorul locului, șef serviciu. Da. Și îl urcăm pe, ca și casier pe sambon, un muncitor. Am înțeles. Nu, e bine că reorganizați serviciul. Văd că acest serviciu este sub umbrela Consiliului Local pe Iubi. Ca și consilier mă întreb și eu, va fi un șef de serviciu, un referent, încă un referent și un muncitor calificat. Deci, nu îi zicem celor doi referenți că sunt șef, da, oricum, un fel de test atunci, sunt singur muncitor. Sună bine. Procentul e încurajator. Referentul are atribuții și de... De teren. Și de muncitor. Păi spuneți atunci... Muncitor casier. Muncitor casier. Ei, pune referent casier. Păi iau. Cred că legal moare, băi, muncitorul să caseze. Aici are un problem. Un muncitor nu are voie să încaseze. Dar ăla care încasează are dreptul să fie muncitor. Da. Corect. Ați găsit răspuns. Și de la noi din comună, nu? Corect. Din țară am văzut. Să mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Da, da. Este cineva împotrivă? Cu abținere. Proiect de hotărâre numărul 41 privind actualizarea inițiativelor tehnicilor economici și a Direcției General Faza SF pentru obiectivul de investiții în modernizarea drumului de interes local în comună Căiuri, județul Bacău. Consolidare de ce 109? Este vorba de... Consolidarea... Drumul Matei, care, dacă mă știu, mi-a scos pe ralu și în cap și în...
Nu mai contează. Da. Este cineva la urmă? În legătură cu acest drum, de ce l-a fost făcut, s-a întâmplat alunecarea respectivă, acolo, în zona bisericii, acolo, la intersecție. În alte ședințe am mai discutat despre acest drum și spuneam eu atunci că pentru acel drum s-au făcut studii geo, nu a fost depistat, ele au fost plătite, nu a fost depistat. La execuția drumului a fost un proiect acolo și în timpul desfășurării lucrărilor de construcție a fost un dirigent de șantier. La un moment dat, venim acum pentru un drum cu niște sume fabuloase ca să remediem stricăciunea de acolo. Va trebui un alt studiu. S-a făcut studiu? Întreb. Deci plătim și iarăși plătim, dar nimic nu... Eu am spus așa, să se refacă, că cineva îmi spunea, bine, domnule, dar ce ești împotrivă? Eu nu sunt împotrivă să nu se facă, să repare lucrul ăla de acolo, dar să se facă pe cheltuiala celor responsabili. Și cei responsabili, ușor de depistat, pot fi cei care au făcut studiile respective în zona acolo, că acolo a mai fost făcut un studiu geo, dacă mi-am amintesc foarte bine, strada Liriacului, când s-a făcut canalizarea, extindere canalizarea. Deci, domnii mei, nimic împotriv, nu sunt împotriva să se repare lucrul de acolo, să-i bătina. În schimb, să nu se mai facă din banii lor mulți și plăditori, să se facă din banii celor responsabili. Atât, vă mulțumesc. Să mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine? Aici vreau să dau dreptate de Borjanu. Dacă lucrarea nu e terminată, firma ar trebui să-și asume cheltuiala asta. De ce să suporte cetățenii? În caz de calamități nu se asumă nimeni la niciun contract. Dar ce calamitate? A fost calamitate acolo de acoperit. În urma ploilor. A fost ploi în perioada aia lungă și a ajuns. Da, mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul. Da. Da. Nu zic, nu am vrut să mă înscriu, dar a punctat domnul primar, că asta vreau să spun și eu, la serviciul de alimentare cu apă și canalizare, să nu angajăm lucrurile până nu este pus picioare, să avă sumă în cont din care poate întreține. Cine este pentru? Cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la punctul divers. Dăm cuvântul domnilor cetățeni. Prima dată la Sucepul. Vreau domnul Dumnezeu. Vreau să spuneți că în urma unei calamități. Dar nu știu dacă s-a făcut de experiență să știți exact dacă e calamitate. De data calamității e problema aia acolo. Înțelegeți? Dar spuneți în urma unei calamități. A doua problemă, domnul primar și domnul vice, de 5 ani vine în fața dumneavoastră și domnul consilier, problema o știți cu animalele alea acolo. Vă rog frumos, iar trebuie să face 5 ani de când vin cu aceeași problemă și nu ați luat nicio măsură. Animalele alea sunt toate acolo, da? Disconfortul e același. Căutați vă rog, spuneți-mi, credeți că vorbesc numai tâmpenii de câte ori vin la dumneavoastră aici? Nici unul din consilieri n-ați fost acolo să vedeți ce vorbă. Am o hârtie semnată, domnul primar, știți bine, da? O hârtie semnată dumneavoastră, declarație de la respectivul cu animalele, semnată dumneavoastră domnul primar, doamna inspector, da? Și reclamatul și inclusiv eu, domnul, care spune exact că respectiva persoană ar trebui să mișoreze numărul de animale. Vă rog frumos, găsiți o variantă de mijloc. Eu nu știu dacă e atât de greu să mutăm un pic mai încolo locația respectivului, târg la aia. De 5 ani, 7 ani cu aceeași locație, deși în lege spune clar că trebuie trebui mutată, nu tot timpul lăsată acolo. Chiar nu se găsește o posibilitate să o mutăm mai încolo. Faptul că e acolo, animalele le bagă seara în curte. V-am trimis filmări, știți bine, v-am trimis fotografii, chiar nu putem face nimic. Eu nu știu, nu v-ați săturat de fiecare dată să vin, bă, animalele alea, nici nu v-ați săturat nici dumneavoastră, bă, o problemă, eu cred că e semnată aici și de dumneavoastră. Da?
Și se face și noastră. Ați luat vreo măsură, băi, omul i-a spus, băi, dată de... Știți care era termenul? Până... Era termenul până pe data, vă spun exact. Care spunea, până pe 10.1.2022. 2020 de ce-a. Deci de atunci am să vreau să vă gândiți, să vedeți dacă a limitat numărul de voi, dacă am mutat, s-a mutat de acolo. E tot timpul acolo. Mă faceți în situația, vă jur, mă faceți în situația, vin în birou dumneavoastră, cu 2-3 saci, zi de zi și vivăț în birou dumneavoastră. Dacă vă convine, nu faceți așa, dați din cap, că așa voi face. Dar îți 5 ani de zile care vin cu aceeași problemă, chiar nu puteți să o rezolvați? Spuneți, găsiți o soluție dumneavoastră, găsiți o alternativă. Bă, ce aș putea să fac și nu pot să fac? Dar găsiți o motivație, deci nu puteți să rezolvați problema aia. Dar nu suntem condamnați să stăm în mirosul la tot timpul. Înțelegeți? Distanță mă ajută. Poți? Distanță mă ajută. Înțeleg. Distanța mă ajută. Dacă ăla, procurorul spune, da, domnule. Dar e domnule procuror. Dar noi, că spuneam, eu am fost, eu am fost. Procurorul anchetează, nu deliberează. Păi, n-am fost acolo, nu e nici sânge. Surprinzător, dacă vrei să îți spun, și eu am rămas surprins, în primăvara aceasta și-a înscris la registrul agricol Bălan, proprietarul, număr de, dacă nu mă înșel... 20 de ori, exact. Așa. Deci el pe numele lui. Da. Nu... Nu Durlan. Nu Durlan. Da. Și din informația am zis că mai vine cu ceva efecte de animal. Atâta, ca să înțelegi cum stau. Păi, cum? Păi, să nu mă spun bine. E informare, nu-i văzut. Păi, da, eu vreau răspuns. Adică să fim și mai bine. Da. Să ne o găsi răspunsul, domnul Orchean. Domnul primar, haideți, chiar dacă e pășiune privată, am mai spus-o, doamna secretară poate studia să pună legătate. Haideți să venim cu proiect de hotărâri care să delimităm o distanță vis-a-vis de casă, de locuințe, vis-a-vis de pensiuni, vis-a-vis de tot. Că nu-i numai cazul aici izolat. La domnul Matei, puneți-vă în situația dânsului când are turiști sau poate chiar și la tine la pensiuni vor ajunge și vin 500 de voi în jurul pensiunii. Și oamenii stă, că miroase, într-adevăr, miroase. Hai spune-mă delimitare până la locul de. De-aia avem paznici pășuni, să ocupi de așa ceva. Băi, nu se duce, nu faci. Și atât de greu. Și rezolvăm, că legea ne permite, îți delimitează 500 de metri de locuință de ultima loc care pășunată. Și la un kilometru se pună târla. Și gata. Ce așa greu? Nici atât de nici ce. Sunt două hotărârii de Consiliul Local și oamenii care sunt apucate să pună la locare. Cel mai mare drag, că nu am, că-i Lulu, că-i oricine ar fi, nu am nicio problemă. Uite ce spune aici. Da? 100 de metri. Da, dar prin hotărârii poți să urmărești. Da, aia Ramona, de ce nu? Doar bani, lege, dacă spuneți, când îți face legea, când legea acolo e suplimentat, că aveți dreptul Consiliul Local și hotare de semne, nenumărate oateuri care au făcut chestia asta. Pe Consiliul Local s-a decis să mărească distanța. Să vă dau cu noi numărate numărate care au făcut. Doi la mână. Uitați-vă, vă rog, citiți legea și condițiile de ieșire, norme de ieșire, la doamnă, scutile și parla. Dacă vă trebuie să nu le 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 trebuie să dumneavoastră, dacă dumneavoastră, dacă are răbdarea, dumneavoastră i-ați adus o informație că va fi pentru dumneavoastră mai bine că îl mărește la numărul. Dar sunt bine, și adubecăm legea explicit, adică să căutăm ceva, de ce să ne legăm punctul articolului de lege în care noi putem da o hotărâre de Consiliul Local. Așa, stați un pic. Am căutat în mediu și tot am vorbit cu legea dată din mediu de dumneavoastră. Am scos norme de sănătate și igienă pentru populație și tot așa. Am venit cu ea în fața aici. Sunt studie mea. Și aici, deci, unde face târlă, nici de cum nu-mi dă să mă iau el unde e pășunat. Studiem pe o parte și pe alta, ca să vedem cum putem face. Nu e o problemă, locația respectivă, faptul că el are locația lângă casă, seara le bată în curte. Le bată în curte, ți-ar aduc. Îmi dați voie să vin să vă deranjez seara să vă iau de acasă. Să veniți, domnule, ziua. Am filmare, mă saipan.
câte oi sunt în Saivan. Am eu număr. M-am dus seara la două noaptea să filmez în Saivan. Dar domnul primar, vă dau un răspuns. Domnul Gheorghe, care a fost stâna. Stâna aia a fost numai la mers, aduceți-vă aminte, numai la mers, iarna, numai la stâna toată era acolo. Acest individ numai lângă casă, curtea lui bătută de oi și se vede cum pleacă din curte spre Saivan. Dar eu vă aduc dovezi și filmăm. Îmi permite să vin seara să vă iau noaptea, să vedeți câte oi are Saivan. Nu vorbesc, nu vin să mă cerc dumneavoastră de fiecare dată. Nu vin, dar nici eu nu mai suport de fiecare dată să am aceleași discuții. Miros, miros, miros. Domnule, e simplu. Nici el să-și crească animale, n-are nimeni că, domnule, pune târla aia la mer cu totul, așa, nu mai crezi un prejudic să spui, domnule, intră seara, pântuneric, că stinge și lumina, intră acasă, pune târla acolo că se vede, da? Și paște. Faptul că paște în fața acasă, n-ar fi o problemă, că animalele merg, trec, nu stau pe locație fixă. Dar acolo, iar mai plus, dumneavoastră spuneți de legea aia. Dar uitați-vă un pic, niște norme de cum îi spune, sanitare, le are groapă de gunoi nu are, domnul meu. Și, cum îi zice? Platformă. Da, platformă de gunoi nu are, aia poate să nu are. Uitați-vă și noi de astea, nu numai distanța așa de. Dar, bă, dar de ce nu-i spuneți, bă, du-te la el, că anul trecut, acum 2 ani, acolo a fost, da? Era ok, stătea acolo, stăteau ziana, până în toamnă stăteau acolo. Acasă, 80%, seara, când plouă, vă spun, le plimbă puțin, cum a venit seara, le bag acasă. În curte, deci în curte. Îmi dați voi să da, vă rog, vă rog. Asta a făcut o plângere ca vecin către mediu, către DSV, către cei care au devenit șutileagă, mă rog. A făcut o plângere. Am venit de la gara de mediu. Domnul Vice, când a anunțat, a venit la gara de mediu. Da? Cu domnul Vice, cu hârtia, da? Stâna la Măcești, da? Da? Când a venit gara de mediu, gara de mediu vine și înregistră și merge la fața locului. Da. Și domnul Vice a spus, domnule, stâna s-a mutat la Măcești. Bun, a venit că au văzut nicio oare, a făcut raport, domnule, n-au văzut nicio oare. Și dumneavoastră după aia s-a văzut înapoi. Asta a fost din nou plângerea. Și nu poți să faci plânge când vine plângerea, facă plângerea, la fel face. Nu mai găsești o oare. Bă, la fel face domnul meu. Domnule, am așa, nu plec, am și eu o problemă. Dacă dumneavoastră te grăbești, dați-mi pică domnului. Dacă te grăbești. Am și eu o problemă, eu m-am săturat oameni după lumea. Sarte, de alea se poate impune, dau mai spus nu mai, sunt semne, deja s-a anunțat că din luna august, în care ne aflăm, se vor modifica aceste distanțe, în urma multelor sesizări, reclamații cu această linie, astfel încât de la 1 la 50 în cadrul ovinelor caprinilor, de la 1 la 50 va fi 100 de metri, peste 50 de numărul 50 de efective va fi 150 de metri, și va ajunge până la peste 300 de metri. Deci nu mai avem de aceasta, acum problema... În legea care spuneți dumneavoastră, sunt și discuții, e venit, este pășunat. Acolo este și discuția efectiv despre pășunat. Asta e o chestie dură. Cât despre posibilitatea înaintării unei hotărâri sau aprobării unei hotărâri cu modificarea distanțelor, aici pot fi făcute doar cu o propunere din partea beneficiarului, adică a ciobanului, să facă către Direcția de Sănătate, să facă un studiu de impact asupra mediului stâna respectivă, ce impactarea. Dar asta este doar la propunerea beneficiarului. El nu are niciun interes. Asta o spun ca să vedem în ce legi, ce fel de legi ne scăldăm noi. Asta e. Ok, cum s-o propunem? Din ce mult de luna care vine, 500 de metri locația stâne să fie la mesaj. Așa cum coleg de-al nostru. Ceea ce ne-a vrut să puneți la mor și gata.
Domnul Ciubotaru, aveți cuvântul. Da, 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 să mai cam așa. Bă, ți-a rost și eu să mi-a spus. Da, vă mulțumesc, domnule primar, dragi colegi, părere de rău, îmi anunț demisia din acest consiliu. Datorită faptului că administrația m-a dezamăgit un pic, sau un pic mai tare, m-am crezut că această funcție este foarte importantă pentru comuna noastră, dar din păcate toate problemele care le-am ridicat noi aici, în această sală, se pare că trec lângă urechile domnului primar, domnului viceprimar, așa, nu prea suntem luați în seamă. Sunt multe de spus, dar mă opresc aici. Cred că, datorită faptului că asistăm la a doua demisie într-o perioadă foarte scurtă de timp, a mea și a domnului Oprea, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare tuturor și, nu știu, să fim mai responsabili și să... Domnul primar! Da, vă mulțumesc și vă... Eu vă plătesc cu voi! Da! Dar de ce râzi? Da, mă, șuraia cum plătești nici dar de e prea direct! Bine, șuraia! Ei plătim noi, comunitate! E prea direct, cum intre așa... Domn primar, sunteți un om corupt! A discurs, nu? Sunteți un om corupt! La dumneavoastră sau... Vă mulțumesc! De ce bază ați luat pământul meu de la Șerban? Cum am luat pământul tot la Șerban? Da, dar nu știu, ați cultivat. Cum? Da. Am luat pământul tău, eu. Da, era pământul meu, el l-a luat Sămana și dumneavoastră l-a luat Țărna. De ce bază? Eu de la Șerban sau de la Mădă? Nu, l-ai luat de la Șerban, el l-a Sămana. Nu, 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 nu. Pe ce bază? Document. Mai aveți bază? E depus și tu treaba asta. Dar tu, în semnul local, mergi la... Dar nu-i problemă, n-am eu treabă. Păi și atunci, ce bază? Da, să suntem prieteni cu el, ăla să facem local. Că eu spune mare, ăla e mare, mare. Haide, dar îmi dați voi. Eu am pus o problemă. Gata, răspund. Eu vin cu două, trei probleme care vreau să le aduc la, nu am la cunoștință executivului. Nu am întrebat. Doamna, domnul primar, doamna secretară. Vă ce face primarul în comuna tăi. Hai, doamne, mi-l lăsați? Gata, mergeți la dânsul în audiență cu asta. Dar nu vorbi așa cu mine, că nu ești cu mine deodată cu mine. Dacă, dar nu suntem de. Dar eu pot să vorbesc. Domnul președinte. Eu da, domnule, nu știu da, a avut domnul președinte, vă rog frumos. Nu înțelege. Să stăm din vorba omenii ăștia așa. Dumneavoastră aveți dreptate ceea ce vorbiți, nu știu, dar merge la domnul primar la autez și exact îi lăsați scris pe hârtie. Îi faceți cereri. Nu veniți în Consiliu și tulburați. Vă rog. Domnul nu la Consiliu. Doamna secretară, astăzi am avut taxele locale, a fost o scăpare când am pus o peretină să vorbesc. Haideți că revin la ideea cu taxa de evitanzare. Bănuiesc că au trecut și 5 ani, și 9 ani, și 10 ani. Haideți să impunem o taxă locală, să intrăm în legalitate cu ea. Pentru că astăzi s-a aprobat tariful la cei care dispun de canalizare, plătesc. Haideți să aprobăm taxa de evitanzare și pentru cei care avem fosti septice, ca să nu mai fie atâtea discuții, că sunt în teren, nu vine la mine, nu-i place de mine, omul vine, o cere, e tăiată chitanță, taxă, de cursă și nu mai sunt discuții. Eu temă de meditat până la ședința următoare. O altă problemă care tot o am cu domnul viceprimar, așa, haideți să faceți ceva cu terenul ăsta, să renovăm, să refacem terenul dispărut, este păcat. Și mai sunt băieții ăștia care zice că merg la poliția locală. Corect, ați scos o taxă, povară pe umerii oamenilor, dar
Toți din banii cetățenilor și cei care îi aduceți din altă parte plătim. Tot de la vampirii, că nu mai plătim în plus, dar tot aici. Poate să îi dați în primire la un polițist, vă răspund de terenul de sport. Deci astăzi mi-am propus să mă abțin la aprobat tot ce înseamnă lucrări de drumuri. Până nu veniți cu o soluție, să reparăm drumul de la DN11 până la podul Hârtiului și drumul care este pe aici, la Sârbu. A fost pus cum a fost asfaltul în 2008, poate am și o parte a mea de vină că n-am mai trebuit să folosesc mai tot lucrat. Acum aveți și noastră, partea noastră de vină că nu reparați, dar am înțeles de la domnul viceprimar, doamna secretară, când dați un răspuns egal, de ce nu se poate repara cu asfalt drumul, că am înțeles că nu este încadrat, nu figurează în fel la discuții care am avut cu domnul Vici. Când s-a zis că nu putem să-i conta bani pe el. De ce? Nu există sistem. El a fost în 2008 făcut prin reparație, asfaltat. Cum să nu putem să decontăm? Trebuia făcut prin modernizare, nu prin reparație. Păi și cine vă oprește? Noi. Se poate repara fără probleme. Te prind, nu? Da. Nu e asta o problemă. Domnul primar, dacă eu în 2008 am riscat să-l fac prin reparații cu asfalt, nu-l putem repara unde asfalt cu asfalt și am avut curs de control. Eu nu am să înțeleg asta, îmi dă cu dificultate. Nu știu, ai găsit, vă rog, o soluție să-l facem, că e păcat. Deci, ca în Ucraina, s-a spart tot și e păcat de el. Aici, cu două, trei mașini, am rezolvat problema. Ne zgârâim zi de zi. Am văzut acum, mai am o problemă care e stringentă. Băgați niște bani să facem un dispenile de gunoi. Eu am la magazin în față, în două săptămâni am scheletul la Dobrovici, acolo, pe noi brană. Din partea aia, pe mai prietenul. Hai să facem, acum mai reglumesc. Hai să turnați betoane pus cu plasă cumva și mai merge, nu mai fie discuții, să învățăm și omul să-și ducă sticla, fierul, cartonul la tomberoane. Și o ultimă problemă și am încheiat ar fi cu gazele, dar la modul serios unde stăm. Ce am văzut acum, încă 10 comuni din Bacău au intrat pe finanțări. Noi unde suntem? Așa realism vorbim. Am instituțiul făcută de tot Angel Salinu. Dacă de fapt, e ok. SF-ul. Păi, dar SF-ul depune și pe urmă dacă îți face PTH-ul. Păi, dacă este depus, înseamnă că e bine, așteptăm, nu? Vă prezenta aia, depune. Dar Angel Salinu este tot la Ministerul Dezvoltării? Da. Hai să încercăm. Când bagă, mai bagă un, mai sunt și alte soluții de a vorbi pe acolo. Dar nu știu, am să încerc, să văd, dar mai aveam un număr de acolo, mă mai sunase de câteva ori, care cred că am putea ajuta și dezlega un pic acolo, dacă îl găsesc să-l sun. Și cu apa? E tot strefet? În stadiul de strefet? Apa, suntem mai în avans, mai... Mai avans? Sperăm că în o lună, lună jumate, putem scoate la licitație. Da? Da. Și o să avem și... A, apă, cu mare? Da. Mare. O să avem și canalizarea la mine. Păi, canalizarea așa. Tot ce e pe Angel Salinu. Cele două ulițe de la Bulgari? Cum? Cele două ulițe de la Bulgari. Continuă, aia peste apă? Da, peste apă, da. Aia e, dar e separat, nu are treabă cu canalizarea. Da, da. Separat. Domnul Șteanu, nu spun. Domnul Mare, consider că dacă mi-ați scutat, dar probabil nu dați câte răspășit acum, răspuns la întrebările pe care vi le-am pus, în legătură când se va începe sau când vă veți apuca de modernizarea DC-112, probabil că n-ar mai fi fost cazul să vorbim de asfaltarea acelei bucăți, acelei porțiuni de drum de la șoseaua națională până la pod. Firele ia să fie de porțiuni. Deci noi ne cramponăm acum și vrem să asfaltăm o porțiune care a fost asfaltată în situația în care acea porțiune, eu am proiectul la mine, așa, acea porțiune este prevăzută a fi modernizată prin asfaltare la proiectul pentru transformul 1,7 km de drum.
Deci ne apucăm acum să aruncăm iar niște bani. Cum banii au fost aruncați, mă repet, în cartierul CFR, la sfârșitul mandatului 2016, au fost atunci, la început, așa, au fost aruncați niște bani, s-a făcut și că o modernizare, pseudo-modernizare, cum să zic, nu știu, așa, după care acum ați intervenit la câțiva ani doar cu modernizarea reală prin asfaltare, nu pseudo-asfaltarea aia. Și acum eu mă întreb așa un lucru. Chiar avem atât de mulți bani încât să-i cheltuim pentru ce? Dar care este importanța acelei porțiuni și de ce să nu intre ea? Dar vă rog frumos, nu depășiți, nu ocoliți răspunsul, când vă veți apuca de modernizarea DC-112. Că dacă dați răspuns la această întrebare, să vedeți dumneavoastră că poate satisface și doleanțele antevorbitorului meu. Și în atare situații, împăcați și pe unii și pe alții, mai ales pe alții, că e mulți de peste apă, cum îmi place nouă să zic. Eu nu doresc să intru în discuții cu nimeni, e părerea mea că despre drumul ăsta, eu nu odată v-am rugat, procedeți la a solicita proiectatului modificările, cele două modificări, care sunt foarte importante. Consultați și pe alții, consultați și pe specialiști, dacă nu aveți încredere în zicerile mele. Consultați să vedeți dacă nu se impun cele două lucruri. Intrarea în satul Heltiu, acolo cu lărgării, cu pasarelă, trecere peste canal și, nu în ultimă instanță, atacarea infrastructurii drumului respectiv pentru a nu vă duce cu o înălțare de drum ca să defavorizați pe cei din cartier de acolo, ieșirea drumului. Dacă îmi dați, vrei să răspund direct cu aici, că nu l-ați spus, domnul. Ați spus că la sfârșit mandatul 2000... Da, au fost fonduri europene, la drumul ăla noi am cheltuit 4 milioane din 5 miliarde la vremea aia, în drumul în cartierul CFR. Și aia a fost soluția cu primul strat de asfalt, cu piatră spartă de desubt, cu șanțuri, cu tot. Eu zic un lucru bun. Știți cum vine aici, faci căruța și la urmă îi mai pui drugi, când ai mai tras un strat de asfalt și a rămas făcut. Cum făcut? Banii luați. A doua, este din 2008 drumul cheltuit. Spune că intervenim. Eu n-am zis să intervină, să toarni strat de asfalt de la stradă până acolo. Domnule, dar acolo unde s-au făcut cratele alea, ălea rup. De acolo la fiecare poaie mai rupi 3 metri, 4 metri și ce-i făcut bun? Bă, dacă, cum să vă spun eu, dacă ești bolnav la început, ai o formă de boală, nu o tratezi, o lași până, dai și nu mai poți să faci nimic. Cam așa o văd. Deci hai să nu mai treci versăm de la anumite lucruri. Drumul dumneavoastră a Heltiului necesită miliarde, iar aici cu miliard două cât costă reparația, nu faci și drumul la Heltiului. Corect. Să duc pe apa, să duc pe picioare. Eu vă spun dumneavoastră un lucru, că pe porțiunea de drum la care v-ați referit dumneavoastră, există cel puțin două locuri pe care eu le-am identificat, unde acolo trebuie atacată infrastructura prin blocaj. Blocaj de dare sau stradă mare. Păi acolo, imediat, la ultima casă pe dreapta, între ulița dumneavoastră și ultima casă pe dreapta. Acolo, dacă nu se face treaba asta... Dacă în 15 ani au rezistat și-o trebuie greu... Domnul Mare, aveți cuvânt. Haideți ca să vă mulțumim. Mare am... Să dea Dumnezeu să facă și pe care mai se facă. Ne mai contrăm pe... Am discutat despre apă, reparăm, încercăm să vedem problemele reale, avem niște bani pentru sistemul de apă. Avem un proiect care înțeleg că îl începem cât de curând, care aduce apă, captează pralea până la Heltiu. Inclusiv Boiștiul. Da, inclusiv. Da, și spunea Heltiu, inclusiv Boiștiul. Da. Știu că inițial era până la Heltiu. Da. Să vorbim de strâns, să vorbim de apă. Doamne ajută. Domnul viceprimar, s-a spus. Facem. Tot s-a vorbit ultimul timp de gunoaie. Vreau să vă zic că o să mai avem cel puțin două ședințe anul ăsta. Una cu mărirea de preț. O să ne vină și altă mărire de preț, în care, dacă noi o vom vota sau nu o să fim de acord cu ea,
nu o să o votăm. Ai o să ne, prin contractul care îl au ei, și care este, o să ne vină cu mărirea efectivă din 2018, adică nu s-au mărit prețurile. Și o să vină undeva cu 60 și ceva la sută o mărire, dacă așa. Bun, după aia o să mai vină cu contractul, adică cu furnizorul, deci trebuie să noi în contractul, cu următorul colector care l-avem, cu Romprestul, cu altcineva. Dacă știți pe cineva interesat care vrea să participe la licitație, care vrea să ducă, să iei, așa, spuneți fraților sau trimiteți-l să iei, ca să nu mai fie firmă de partid sau altceva, că n-am nicio problemă. E, noi ce muncim, că dacă, după aia vă zic, interesați-vă la alte comune, la alte județe, la alte orașe și unde nu este Romprest sau centralizat ADIS, luați județele limitrofe care vedeți ce tarife au la primărie și au cât este. Noi nu am mărit un preț la gunoi. Eu cu o factură, care vă las aici, și vedeți, e 70 de bani, mai dăm 20 de bani, deci e un leu kilo la gunoi, care plătim acum. Kilogram. Vă dau factură. Deci, noi, ei o să vină cu mărirea de preț. Noi nu o să acceptăm. Bănuiesc asta, sau niciunul nu e de acord. Bun. Atunci cum facem? Dacă m-a rugat frumos de toată lumea și vreau să vă spun, domnule, puniți efectiv și rog și cetățenii comuni mei, numai gunoiul menajer. Gunoiul menajer în pubelă. Puniți gunoiul menajer în pubelă. Ce înseamnă menajer? Gunoiul menajer, gunoiul din casă, domnule. Gunoiul care e gunoiul menajer din casă. În afară de asta vă rugăm... Atunci va parte din gunoiul menajer? Ăla e biodegradabil. Ăla e biodegradabil, domnule. Ăla e biodegradabil. Deci Romprestul are contract să iei gunoiul menajer. Ăla e biodegradabil. Dar nu are contract cu ceva. Cu... N-are, n-are. Cine are contract să ia gunoiul menajer? Cu ADIS-ul, cu comuna. Nu are... Nu are cu minim. Nu are cu minim ca cetățean. Nu are. Nu are, că nu a semnat niciun nume. Vreți să vă mai spun un lucru? Așa, în afară... În afară... Citiți un pic fișa postului dumneavoastră care da. Este mar, și dacă fișa postului spune că dumneavoastră contribuiți pentru un veroan cetățenilor, e un lucru bun. Așa, în afară de asta... Participă la înfrumăsitarea comună. Exact. La păstrarea... Atribuții și ține și de aia. Din mediu și de asta. Puniți fata aia, știu cum este frumos să fac. Fata aia cu facultate și cu master, mă scuz, două secunde, două vorbe, vă mai spun și gata. Puniți fata aia cu master și cu facultate și frumoasă și deșteaptă și cu trobăie prin tomberoare. Doamne, mai mare igiena și mai... Aceeași atribuția... Păi nu pentru dar... Pentru oricine e o mare igienă. Atunci hai să găsim o soluție, cum să reducem cantitatea și cum să educăm lumea. Cum să înțeleagă oamenii că trebuie să facă ceea ce trebuie să facă? Soluții să găsesc din oameni, dar nu e asta. Nu e asta soluția, nici cu oamenii ăsta, aici asta nu e soluție, să-l ajungă în ultimul, stai să termin un pic. Ultimele două luni, am dat, prima lună am dat două mașini de reciclabil, avem hârtie intrare și una, adică trei, din care una numai sticlă. Acum, luna asta am mai dat încă o mașină de reciclabil, acum mai am pregătit încă două mașini de reciclabil. Deci vă rugăm, da. Separat, separat. În afară de ce se pune la pupete. În afară ce vin ei la colectatul lunar în fiecare lună. Doamnă viceprimar. Vă rugăm frumos, dacă v-am dat sacul, puneți măcar, dacă nu-i departe tomberonul ăla care se duce, puneți măcar în sac. Dar sacul plin. Asta să zic ceva, trimiteți adresă la fiecare cetățean, sticlă, fier, hârtie și ele îți duce la tomberoane. Te-am prins, te-am ars. Da, asta cu noi nu mai terminăm nici în 3 ore. Cu sacul nu vom reuși decât sporadic, să nu mai vorbim că sacii nu îi împrășteiați peste tot locul și la timp
și nu toate locurile beneficiază de sacii respectiv și nu am dus munca de lămurire înainte de a duce munca de atacare a cetățeanului respectiv prin umblarea pe Veron și la urma urmei să fie dumneavoastră. Conștientizarea, dacă nu este realizată cu bună înțelegere, e musai să recurgem la măsură. Domnule, în general, să vă spun eu, prin asta nu mai eu. Educația asta o avem. Vreau să vă întreb. Eu nu înțeleg un lucru. Front comun pentru cum noi trebuie să facem cu toți, prin interesul comunității. Nu ia primarul și viceprimarul. Nu primarul și viceprimarul vrea neapărat să ia gunoi selectiv sau să ia mai puțin sau mai mult. Interesul comun la toată lumea. Am zis ca să facem front comun, ar trebui să facem front comun toate comunele. Am fost una trecută în Italia și chiar am întrebat nepoții mei, la voi cum cu gunoi. Mașinile au cântar pe... Dar nu vrea o rândală să pune cântar în mașină. Păi da, dar trebuie că toți... În 2018 am solicitat dumneavoastră să facem o rezoluție cu toate comunele, Consiliul Județean, Prefectul... Și n-am fost de acord. Păi dar n-am făcut-o. Păi și nici nu ați făcut-o, n-am fost de acord. Eu spus, eram unul singur, domnule. De la primărie, de la executiv, trebuia să vă spunească. Vrem, nu înțelegem. Am și o problemă, vreau să acest serviciu la nivel de județ, de țară, este în fază de deslocalizare. Vis-a-vis de modernizare, străzi prin asfaltare. Am înțeles să asfaltească strada Garoafe, de la stradă, de la Moța și până la pod. Știți de unde vine cu pistipodul ăla de la Bidari, pe ulița Răzeșilor și ulița Frățirii, sunt două persoane cu handicap locomotor grav. Este și Răzeșilor care? E Marina la asta? Marina și cu Condei. Condei în partea cealaltă, pe cu da, Condei Gheorghe, undeva în stânga acolo. Aici la Condei? Da, este tot o persoană cu handicap grav. Și de ăla e cel puțin e legumă, dar ne ferește, nu dorim la nimeni. Dar băiatul ăsta, Marin Costel, și-a chestionat un moped electric. Cu niște costuri foarte mari. Și ar vrea și el ca să, că i s-a promis cândva că îi se face cu traverse de beton, am înțeles, după aia cu beton. Și vrea băiatul ăla, băi, aș ieși și eu la asfalt, nu am nicio posibilitate. El are un cărucior special, un moped special, e legat. O să văd, dacă Doamne ferește s-a înclinat, el e paralizat de la brâu în jos. Dacă s-a înclinat ăla și am căzut, acolo rămân. Nu pot să mă ridic, nu pot să... Vă dați seama, acum trebuie făcut ceva și acolo. Nu știu cum... Măcar o alee. Ori pentru el măcar ceva, se coboară de la el, dar nu e chestia asta. El odată la două săptămâni se schimbă sonda. Știți destul de bine că el, asta e, din cauza că e paralizat, nu poate să urineze. Deci spagea, deci spagea. Și vine salvarea la două săptămâni, se schimbă și foarte rău drumul acolo. Trebuie făcut ceva, da, nu știu, ceva făcut. Acolo făcut o alei, un metru, pe lângă gardă. Nu, asta e chestii care ești... Îmi dați răspunsul cu întrebarea aia. Ce răspuns vă dau? Eu nu mă vreau... Nu, cu modernizarea... Păi da, ați spus când vreau să mă apuc? Nu când vreți, domnule, când se va întâmpla. De vrut vreau mult! Este mult, știu, ca și mine. Și cam sutele de oameni de acolo, dar când? De curând. Mă duc în sat, acum vă iau cu mine. Merge, nu vreau. Nu, păi, dar de ce să iau numai eu bătaie? Vreau să-i mulțumesc colegului Codruț pentru 6-7 ani că a fost alături de noi. Vreau să menționez că celălalt coleg care a plecat, că vorbim că au plecat tot de la noi, Costel, e tot în echipa asta, numai din niște probleme personale, și-a dat demisia, nu a avut nicio treabă cu Orestul, nemulțumirea din Consiliu, cu... și poate să vină și în Consiliu, o să vină și în Consiliu, o să spunem, fără niciun fel de problemă.
Îi mulțumesc pentru activitatea depusă, fiecare prin libera exprimare face ceea ce ne vrea, ce poate, ce crede. Noi, echipa asta, și împreună cu mine, atât am putut să facem. Unii sunt descurajați, alții sunt foarte bucuroși, alții nu poți să faci pentru toată lumea. Atâta s-a putut să face. Și nu cred că va putea cineva să mulțumească pe toți așa. Oricum, mulțumim pentru activitatea depusă la, în echipa asta. Da, și spor la locul.